ce urmează, cine joacă și care e planul pentru vizită? Da, am făcut toate pregătirile necesare pentru în vederea desfășurării competiției fotbalistice în cele mai bune condiții. Vom da startul ediției întâi a Ligii Prieteniei Giurgiu cu echipele, cu cele 16 echipe înscrise în competiție. Vor juca în această seară, începând cu ora 17, echipele din grupa 1. Și anume, sunt programate meciurile dintre echipele ASE Energia Remuș și Prietenii. La ora 18 avem TNL Giurgiu cu ASEA Viitorul. De la ora 19, SNLP cu Liga Prieteniei Giurgiu. Iar de la ora 20, Los Angeles cu Forest Bicu. Urmează să avem în deschiderea ediției întâi a campionatului Liga Prieteniei o festivitate de deschidere, unde vom avea mici surprize pentru fiecare dintre echipele participante, iar mai departe următorul meci va fi programat în data de 9, luni 9-11-2015, tot aici la terenul sintetic de pe șoseaua Prieteniei, la Balon Vamă, unde vom avea alte 4 meciuri. Cum au primit jocul? Ce v-au zis? Sunt o premieră pentru jocul. Da, este o premieră și trebuie să menționez faptul că am fost plăcut surprins să observ că giurgiuvenii sunt dispuși să iasă la mișcare, sunt dispuși să iasă la socializare, să vină să joace fotbal, să vină să cunoască oameni noi. Într-un cuvânt, a prins foarte bine acest lucru la giurgiuvenii noștri. Am văzut că sunt foarte mulți angajați ai instituțiilor publice din județ, dar nu numai, sunt și foarte mulți tineri amatori pasionați. Exact, s-au înscris în competiție și reprezentanța unor instituții din Giurgiu, dar cele mai multe echipe pot să spun că s-au adunat, s-au constituit așa ad hoc, adică oamenii din cartiere care obișnuiesc să joace în mod frecvent aici la terenul sintetic, au venit și au creat o echipă și s-au înscris în competiția noastră de fotbal. Da, în primul rând vreau să amintesc deviza competiției noastre de fotbal și anume respect și bun simț înainte de victorie. Sunt conștient că vor fi și anumite rivalități, vor exista, se va juca așa cu patimă, dar vreau să le amintesc participanților că înainte de toate trebuie să ne gândim că aici suntem toți prieteni, să tratăm competiția cu respect și cu bun simț. Ce părere aveți, domne, despre tot ce s-a întâmplat în ultima vreme? Ce ați văzut la televizor? Domne, protestele? Domne, pe undeva trebuie să ia taurul de coadă și să rezolve problemele țării, că altfel nu se mai poate. De la președinte, că și ala e cam cum este așa, să ia taurul și să facă reguli în țara asta așa cum trebuie și ca să ducem și noi mai bine. Ce părere aveți de tot ce s-a întâmplat în ultima vreme, tot ce a fost la televizor, incendiu de vineri seară, protestele care au urmat? O părere proastă. Adică, că de-aia vorbeam și cu domnul. Foarte bine că e de jos. Să se schimbe odată că de 20 de ani toți numai pentru ei și pentru noi nimeni. Și cu ocazia asta să poate să o face ceva, cum am sperat mereu. Că se va face, dar nu s-a făcut nimic. Condoleanțe familiilor, am și eu copii. Și ce să mai zic? Să... În general, omul speră. Dar nu va ști nimeni ceva. Nu depinde de noi ăștia de jos să fie mai bine. Depinde de alții care e mai sus. Ce s-a întâmplat? Aveți de tot ce s-a întâmplat în ultima vreme? Ce părere să avem? Aveți da. Există speranță, unitate? S-ar putea. Nu știu ce să spun. Veniți încoa. Dar veniți încoa. Cred. Noi sperăm să fie mai bine. Aveți un gând pentru familie? Ne pare foarte rău. Suntem alături de ei. Ce pot să spun? Am și eu copii și știu cum e să treci prin așa ceva. Îmi pare foarte rău. Condoleanțe. Tot ce s-a întâmplat.
Depinde la ce vă referiți. Tot ce ați văzut la televizor, incendiu, urmat de proteste? O tragedie. O tragedie. Ce părere aveți despre tot ce s-a întâmplat în țară? Încă fetița, nu stă... Ce părere aveți despre tot ce s-a întâmplat în țară? Ce părere aveți despre tot ce s-a întâmplat în țară în ultima vreme? Ce să vă spun, impresionant și totodată dramatic. Ce părere aveți despre mobilizarea care a urmat, protestele care au urmat? Deci, protestele care au urmat, într-adevăr, au fost de amploare. Chiar s-a mobilizat întreaga țară, am înțeles. Nu prea am urmărit știrile. Sunt ceva mai gând pentru familiile celor implicați. Regret enorm ce s-a întâmplat. Suntem părinți toți. Ați învățat ceva, nu știu, v-ați schimbat într-un fel? Eu, una, credeți-mă, am fost studentă, dar nu am fost niciodată într-un club. Nici nu știu despre ce este vorba acolo. Deci ca să pot să spun. Copiii mei merg, dar nu m-am gândit. Chiar am întrebat-o pe fiică mea, zice, mie nu-mi place rock-ul și este clubul pe care nu îl frecventăm. Dar merg și ei. Mulțumesc. Nu trebuie să rugă frumos.